La Suceava avem și aici o situație la fel de dificilă. Am discutat în urmă cu câte ani și cu primarul Ion Lungu și cu prefectul Sinescu. Aceea eșalonă pe care au făcut-o în sensul de a plăti datoriile către furnizori de cărbune este încă într-o situație dificilă. Primăria Sucevei, după cum ați fost informați, urmează să contracteze un împrumut de circa 150 miliarde pentru a face față la acest moment dificil, dar în același timp înțeleg că și Suceava stocurile de cărbune sunt aproape utilizate. Și la fel avem aceeași presiune de timp. Mâine o să avem și o intervenție și la București și încercăm să găsim o soluție, chiar dacă această chestiune este mai degrabă în ograda Termica, o companie aflată în proprietatea Consiliului Local Suceava, dar care, din nefericire, se află într-o situație dramatică. Dar și în această situație și la Suceava încercăm să găsim o soluție. Nu e simplu deloc, dar sperăm ca și vremea să țină cu noi. Am văzut că a crescut și ritmul de încasare din zona populației. Practic, plățile către Termica au fost mai mari în această perioadă de iarnă, dar, din păcate, au fost defavorizați alți creditori la nivel de plată de facturi de utilitate publică și mă refer în special la ACET, care a încasat mai puțin în această perioadă. Deci, undeva lucrurile au fost cumva echilibrate, s-a plătit mai mult la Termica, plătim mai puțin la ACET, dar fac și la rândul meu înapoi către populație să înțeleagă acest moment, pentru că vrem din tot sufletul și suntem alături de primăria municipiului Suceava să găsim soluții, dar este important ca cei care beneficiază de acel termic și apă caldă să-și plătească la timp aceste datorii către Termica și evident către ACET.